Măi, o să atacăm podul ăla. Acum când vine acasă, pentru că ai prins asfaltată pe banii europeni. Nu, conducta de apă, eu am discutat, nu trebuie legată de podul ăla care se intervine. Am zis să pune la mine în grădină să facă traversare peste apă. Să citești. Că nu-i problema pune la pod. Da, la strică. Probleme podul și așa e cu leia în aer. Stricăm acum, moment, prin proiect, că trebuie să-l facem să-l acordăm drumul la el. Știu. Și se poate face traversare, intră la mine în grădină, să postavim. Acolo deja băiatele peste. Una a făcut numai jumătate, că nu au avut bătapii bani să facă trebuie. Este ce vreau de vorba? Pătruți, au făcut un... nu știu ce. Mai, rău din față de la spital. La început lunii a venit constructorul și am izolat. Am venit la arhitect și am întrebat domnule. Oamenii mai mulți vreau culoarea ce la farmacie. Nu pot să codurile culorilor. Da. Și au fost de acord. Am adus și inginerul șef să-i confirm în față. Că într-adevăr ne-am deplasat la fața locului și ne-am uitat și în spate și în față. Și au aprobat
că rămâne culoarea de la blocul ăsta de la farmacie. Codurile alea, nu. E și frumos. Și pe urmă a intervenit unul ce vrea să fie Obermax Sterpin, scris-o altuia, Pătruț, că veni la domnul primar că nu e bine. Și pe baza asta, cum să spun, pe baza arhitectului, am cumpărat oțeală, deci constructorul. Oțeam data toate 800 de lei. Și acum nu pot să-l folosesc, că nu-mi dă voie că trebuie să fac aceeași culoare. Alo? Alo? Nu se poate, mai ales că ești orașului Zlatna. Nu se poate face o culoare frumoasă, că nu-i țipătoare, nu-i... Eu, părerea mea asta, acum stau cu schelele și plătesc penalizare 0,1% din valoarea lucrării, care și aia o am valoarea lucrării, înțelegeți? Că așteaptă constructorul să îmi dea primăria un răspuns. 062. Nu, și ați făcut de la primărie și nu ați primit răspuns? Nu, am făcut nimic, dar eu am venit personal. Deci eu am stabilit o regulă, azi că, ca să nu mai, le mai iau bani pe autorizații și nu știu ce, cum face primul, fac tăți. Dacă îl fac de 10-15 culori un bloc, eu nu știu dacă vă place. Păi fața noastră vine în... Și atunci azi, bine, după primul venit, toată lumea. Că așa și sunt, una verde și una albastră. S-a mai întâmplat, mai fost bolus, că doar bolus dusă, gata, nu o să schimbe. Da, da, alegi o culoare și gata, face toată lumea aceeași culoare. No, și cine le plătește la aia alți care au făcut până acum să schimbe culoare? Cine a făcut un truț și cu brici? Brici a făcut numai un colț. Mă, cât a făcut, om, ăla, cine îi plătește să facă altă culoare? Eu cred că m-am conformat legii, am făcut termopanii. Și aia s-a conformat legii. Nu am fost în stare asociația să facă o ștergătoare la ușă, a trebuit să fac eu. Pe când să dea bani, nu. Nu, acum ce zici? Și o altă problemă. Eu, în loc de 3-7 sau 4-7 de metri pătrați, figurez cu 56, figurez cu 3 camere. Doamna Pavel știe. În 2006, am venit la dumneavoastră, știți, cu actele. De ce nu vă schimbați dumneavoastră să figurați pe 36? Am fost la Todorescu, la Igo și au spus că nu-i domn Borbe, eu mai de 3 ani. Nu cunosc, nu știu problemele. Păi dacă aveți 57, ai suprafața construită și utilă trebuie să fie 40. Păi am chitanța plătită. Nu, vă spun, dacă e 57... Sau cât a zis că îi înseamnă că e suprafața construită a... Auzi că n-are numai 37. Cum să spun, numai eu am suprafața asta. Cei cu 3 camere au 53 de metri pătrați. Mai puțin ca mine cu 2. Dar dumneavoastră trebuie să vă puteți în legătură cu asta, dincolo la impozite și taxe. Și dați o declarație în care spuneți că suprafața e mai mică, pe tot care spune, atât trebuie să faceți. Domnule, aici, dacă are contrabilitate, dar la asta cu voi l-a spus tătaia, că suprafața și lasă cu vizite și că suprafața construită. Păi, dar noi obicei acum domnul cu vizite primar. Acum ne luăm contract, mă, contract. Da, dar așa e clar că e suprafața construită, genii, tot blocul are 53, numai el are 5 jertfe, doar nu suntem tâmpiți. Dar se poate și el acolo, mă, nu poate. Nu știam, cum se poate și el acolo? Nu, el are. Apartamentul 2, dar are de zi timp mai mult ca ăla. A, nu, eu zic că se poate să fie diferit în contract. Probabil o greșit când eu trecut să mă fac la nata. Nu trebuie să se poate, că doar atât îți face la jocul. Nu se fac o cerere, vreți să mă găsim la jocul. Asta-i spus, să fie să fac o cerere și voi veni. Putem să mergem, să mă scurăm de reg.
Dar nu mai spus toate pe stradă. Dar domnul primar, domnul Bontării, numai cu țădânsul, mi se pare că e cu fața către noi, nu? Facem domnul cerere la noi să ne deplasăm la fața locului. Domnul Bontării, dumneavoastră nu aveți apartament cu fața către vară sau în partea aialaltă? Domnul Bontării. Aici în față mai aici, aici în față mai aici, unde vin careva nu încoace către noi. Nu. De ce arată dincolo? Eu v-aș propune altceva. Ținând seama că dânsul o lua culoare, la fel cum e blocul de aici în centru. Oricum, dincolo, în spate, nu se vede numai acolo, la căminul ăla. Și atunci vom avea blocul și blocul de lângă spital, ca și blocul din centrul orașului, în aceeași culoare. Că e primul pe partea asta? Sau și primul pe partea asta. Este că la dâns, mă refer așa, la un om în vârstă, cum mă gândesc eu până acum, cât am nu mi-am bătut joc de orașul. Deci, deci hai să nu ne bat, nu, deci eu am dau o soluție. Trebuie să nu-mi bat joc de orașul. Deci, domnul primar, deci nu-i chestie de bătut joc. Deci, și chestie că să zice că nu ne bate joc de pensia lui și dacă e cu fața în coace. Și vom fi la fel amândouă, nu? Zic eu, e o variantă. Jumătate de bloc e de o culoare, jumătate de bloc e de altă culoare. Doamne, știți ce trebuie? Atunci când împărtem două margini, care cât în spital o faci jumătate culoarea aia, jumătate culoarea aia. Domnul primar, intervin și eu cu o problemă. Știți ce ar trebui făcut? Ar trebui făcut, fai frumos, să-i amendați odată ca lumea, să știe când se apucă să face ceva, să vie să ceară cel puțin o informare sau o autorizație. Asta este realizarea. Nu când se spală la fiecare, își face ce culoare vrea. Domnul consilier, frumosul... nu ghetați-vă, vina este a mea, că eu am zis ca să nimeni mai bag la cheltuieli să mai plătească autorizații. Ați văzut, fiecare care vrea să zugrăviți blocul și așa costă, nu știu cât, faceți-vă treaba și respectați culoarea care a făcut-o primul. În categorie. Asta a fost... O rândare... Asta rămâne un principiu atunci, clar. O făcut-o la verde, ce mai vreau să vă principiu, nu mai, care oricum și dacă le-am hotărâi de Consiliu, tu cred că dădeam, faceți blocul de 5 cu lor. Foarte bine, domnule. Bine hotărârea doamne. Dar să fie clar că ăsta frumos nu-i ce vrea vorbenii buni, aștept sau altul. Frumos e ce vrea. Ne-i cont orașului sărac, e foarte bună hotărârea dumneavoastră. Că nu asta e problema. Eu mergem la domnului primar și au spus că să nu-l vopsesc să las în culoarea care au făcut-o și altul. Tipul e. Așa nu s-a schimbat. Atât că am dat culoare. În limpeziție, da, dar... Acum, aia este o variantă. Dacă... majoritatea din bloc este pentru culoarea asta. Nu se plătească de aia și la aia culoarea asta, la aia doi care au făcut-o și nicio problemă. Tăți dau culoare. În spate, domnul primar, în spate să știți că mulți o să rămână de nu-i izolat. Aia e altă problemă. Nu au bani. Nu aia e altă problemă. Și nu o să facă. Aia e altă problemă. Dar eu aș fi de părere... O să punem bani și o să revopsească să vreți așa no, pentru o persoană, că una e numai jumătate. Nu știu cât e, dar... Păi nu, e numai colță, domnul primar. Cât e făcut... Eu nu am oftat că asta, dar oamenii îmi spuneau că blocul ăsta era frumos să fie în centru, să arate de... E frumos, acum dacă noi putem face și șablon pe tăce. Nu știu dacă și aia, dar vă rog, acum considerat. Dacă de viață pistrițe pe omă, nu vorbiți așa, te face joc cu omă. Vine unul să trezește și ne pute o culoare în centrul orașului, și ne lădu cu un bolum. O făcut, bă, dacă o făcut de exemplu, popa ăla din cib, roșu și gal. Noi și pe aici să facem atunci. Nu știu, nu că-i către de exemplu. Vine soară la unul și vine cu culoare. La mine bloc, la mine bloc. Adică dacă sunt bloc, la mine bloc nu-i nimic bloc. Dacă mă apuc eu să-mi izolești, fac roșu. Nu mai puteți, nu mai puteți, Ali, deci nu mai puteți vopsi niciun bloc fără să nu veniți să înregistrați codul de culori la noi. Știi, Ali, e cu șef, am stabilit treaba asta, nu mai puteți nimic acum, cum vrea domna că am ajuns la povestea asta. Și am stabilit eu cu arhitectul șef, blocul în care nu a făcut nimeni nimic, vine la noi când a văzut că a mișcat ceva, culoarea, noi îți dăm culoarea, asta e culoarea. Dacă vrei să vopsești.
Altfel, ia să dă de prescurțenile, ia să dă la. Și chestia ce-o zis domnul la urmă, domnul președinte. Am zis că ar fi frumos, domnule, că e incendiu. Degeaba punem o culoare caldă în acolo de... Dar de ce nu și-au făcut de noi relații pe program? Nu știu. Îți rog, nu l-au făcut, nu s-o mai înțeles. Păi nu au... Nu mai au asociație, nu mai au asociație, nici. Păi am avut programa și eu spart asociația. Păi am materialul înapoi, să luați altă culoare sau să vi-l schimb. Dar nu trebuie să iei culoare, că nu rând. Nu se mai problemează. Aia că... Se poate să demuneze scriera și să lasă culoare, nu poate să nu plouă. Să prezbire și nu mai prinde. Aia e obligator să pui locuri pe 5 ani, când îl pune pe aici, nu mai prinde, când te dai cu anul. Mă gândeam că dacă zice că e culoare și el e cu fașa, că vă doriți și pe ăsta vine să trebuie. Și faci când te spital, ce faci? Faci numai de așa, numai de așa? Nu se poate așa. Acolo e vârf și la niculor, aia verde, ăla, nu-i nu știu că... Nu, e ceva cald. Nu, verde, nu, verdele care vă n-am pătrut. Deci când funcționarea de spitalul l-am văzut, dar acum nu-i mai culoarea aia. E un zarnic cu ceva... Nu știu ce e acolo. No, pe îți dai seama că nici nu știi ce culoare se comandă. Gale nu m-a făcut, dar nu, măi, asta e ce au făcut domnul, mă. Dar pătruțul a făcut un fel de verde, de acum nu mai știi ce culoare. Acum când începe, vine la noi și îți spune culoarea de la ce firmă ea. De la Dufa. Dufa care? Aia, aia. Aia se notează la... Noi la arhitectul șef, ai o respectă de lumea, că dacă unul ia... Și dacă vrei să faci galbenul lui Șto, nu bate cu galbenul lui Dufa. Și el se dă o nuanță diferită. Eu culorile, codurile, le pot sunt pe... Boxele amestecate, e decorativă, mă. E decorativă. Sau dacă vrea el, hai să punem noi bani, să facem lumea lui, care și-a făcut culoarea lui. Asta e atunci ce face lui bine. Dacă el nu poate să se întâmple în fața aici... În fața, da. Dacă să-i dăm așa... Se vânge culoarea dacă nu... Dar cine ți-o mai cumpără, dragă? Dar i-a spus clar că trebuie să respecte culoarea aia. Nu e ce să-ți comandă. Dar în orice caz, Silviu, nici pe aia să nu-i vrea să facă culoarea lui pătruțului, că ne face dracu de minuni. Atâta, 8 milioane, stele erorii, 8 milioane. Băi, părerea mea că la pătruț nu-i decorativă. Pătruț, cred că o dat și-o dat, o dat, o spăcat un albavir peste el. Exact, exact. La el zic că atunci era să vedea un care, dar nu decorativă, la el e lavabil, peste aia. E diferență, cum zice, între culori, diferență și între două firme. Diferență la lor. Da, păi ce-au făcut el acolo. Problema n-ar fi culoarea, problema e că dacă pui pe unul să dea reală la ăla, trebuie să puiesc. El se credește o grandiva manoperă. Că aș cumpăra eu 10 kg de vopsac de trebuie să la rău. Mai ales, pentru că nu-i place, oameni. Nu, la alții îi place verde, la alții. Să pui schelă, te fii acolo, să dai culoarea, că n-am zis culoarea. 10 oameni, 10 feluri cu culori. Ce-ar fi să... Mi-a dat o prima, să facă ca așa. Culoare ca așa. Păi e bun, am dat culoare. 15-20 de ani. Și nu mai spus că sunt respecte culoarea lor. Dacă vine cineva să facă clasele, pot găsi codul la culoarea aia. Aia nu se găsa de viață. Așa de el. Normal, la aia de atât, au codul la culoarea. Dar el are ca și ăsta de aici din ce am înțeles. Asta e faină culoarea. Și fain, blocul ăsta de ce nu chiar nu și faină. Dar asta eu le-am ales culoarea. Frumos, frumos. Hai să faci tăcent așa atunci. Frumos. Mai și să-l faci șablon, nici nu mai așa e o lucru. Culoare unitară pe blocul, e cel mai bine. Pe grupul. E o părere a mea. Nu pot să le fac. Culoare diferite la blocul e foarte bine. Da, faci acum. 18 pentru identificare pentru blocul. Eu nu lucru de azi, nu e sau nu sunt dat aici. Eu lucru din 70. Aici, în slavă, înțelegi? Ai să-i frumos. Am dormit în bără. Nu aia e problema, că... Da, eu totuși am convenit la culorile aia, că-s foarte frumos, și domnul vice, într-adevăr, a spus că-s foarte frumos. Și ce-ar fi pentru, efectiv, numai un apartament, de celălalt jumătate. Punem bani la bani și ajutăm să-l revopsească. Domnul, știți ce? Culoarea fiecare trebuie să se supună la acest hotărât la majoritate.
Dumneavoastră vă place culorii, mie alta la altul. Nu se poate. Că nu poți să-mi faci 10 apartamente când vreau 11 culori. Normal, se spune, bă, faceți culoarea X, 0, vă faci X, 0. Să-ți pui la vot, da. Am o propunere. Bă, domnul Locustar, 6 milioane de jumate culoare. E mai simplu să-i luăm altă culoare, asta s-o aducă la primărie, poate o putem folosind undeva. Și atunci am rezolvat problema și ce culoare? Ce culoare? Nu știu ce culoare. Începeți să luăm și astea, ca și cu ajutoarele sociale. Să luăm vopselele, ca până ne trezim o dată, că să facem două magazii și să adunăm vopselele de la diferiți care e vreo. Nu se poate. Să vrea un precedent. Să-l plătească arhitectul, dacă vă spun. Ce se spune? Cum o întreabă bine, a spus de aia culoarea care e pe blu. Înainte să comandă locatarul. Aia de pe blu, că spune. De ce locatar? Celălalt locatar ce zici? Zice că cei mai mulți ar vrea culoarea asta. Nu s-au înțeles înainte. Să se înțeleagă, da. Înțeleg. Acum s-o trebuie să înțeleg. După ploaie că venea, că ce domnul a făcut blocurile. Dar de 6 ani de zile eu n-am văzut o ședință de asociația de domnul. Să poate așa ceva. Dar e problema dumneavoastră la asociația. Păi nu e a mea, că eu nu sunt președinte, nu sunt casier, nu sunt. Da, aveți asociație. Eu așa cred că pe baza chitanțelor și eliminează doamna. Sunt de o grămadă câte blocuri, majoritatea nu au. Dacă aveau, puteau să... Puteau să facă pe gratis. Așa, ce doriți dumneavoastră de la Consiliu? Păi el vrea să ce doriți copsească culoarea aia. Aia vrea. Dar nu e frumos să mergi așa centru, mai ales că e în față. Este strict, de copii mici. Poate fi, dar mai sunt culori frumoase, nu numai astea frumoase, sunt doar culori. Dar asociație, ce culoare? Fiecare bloc să aibă culoare diferită, așa e frumos. Și pentru identificare altfel. Nu te-a de la un bloc, numai comuniști ori fiți în roșu. Nu se interrupină. Bine, nu nici mai nu mă deranjează, nu mă deranjează pe mine, că e frumoasă culoarea și tot. Dar și să fac un bloc jumătate de o culoare, nu te-ai dat. Se vede lumea de mine, mă, că mai sunt oameni cu minți la cap. Că, bă, tu ce ai făcut? E bun, mă, jumătate ai făcut galbi, jumătate ai făcut bordeaux. Domnul primar, eu... I-am făcut o propunere, dar aici mai bun, dar aici mai bun, aici mai bun. Nu-i treaba mea, dă. Dar, domnule, dumneavoastră, sunteți privați. Ce avem noi cu ședința dumneavoastră? Dacă vreți viață, nu-l faceți. Dumneavoastră ești proprietar în locul ăla, nu-l proprietar pe casă. Apoi eu sunt obligat să-mi fac test. Și vă simțiți obligați să vă faceți tot. Nu mai tot că... Dar nu credeți că primăria vă face. Să hotărască. Dumneavoastră sunteți proprietar privat. Cu blocul dumneavoastră faceți, dar trebuie să vă integrați în ce înseamnă societatea că locuiți în comun. Toată lumea. Dacă trei oamenii vreau să facă roșu, fac roșu. Dacă vreau galbin, galbin. Dacă vreau vreau... Dumneavoastră că galbin nu vreau nici cum. Apoi cum? Că dumneavoastră galbin nu face. Domnul primar, au asociația acolo. Da. Știți, nici nu
înțelegi cum vă găsi cod pe culoare, așa că să stăpânim noi sau ei. Vă hotărâți pe culoare în vreți și după aceea mi-ați dat primării. Nu, el are culoare. Păi nu, e cu asociația de cercii mai la realitate. Că vezi că el nu vrea altfel, el vrea numai într-un fel. El nu se poate decida nimic, el numai într-un fel. Să se adreseze. Pentru că asta e punctul de plecare și cineva care se ocupă de problemele astea va merge. De exemplu, noi îl avem pe domnul Nistor Ionel care răspunde un pic de coordonare asociațiilor de probleme. Nu, asta e de răspunde arhitectul șef, e să pot deplasa și atunci le combină. De când am pățit o da, domnul primar, dar legătura cu asociațiile de proprietari o asigură Nistor. Să apucă să vopsească un bloc, să vopsească tot. Da, așa am stabilit, exemplu, la blocul unii Mureșan. Am venit, am făcut fișe, am scris codul culorilor de unii culoare, nici nu face altfel. Deci, de acum încolo, care, cum, să prezint de aici. Asta e codul, asta e firma de la care se apuc, sau așa face stăți. Dânsul nu vrea cald, ăla nu vrea... O venit doamna Lazăr aici, am perfectat treaba, i-am dat un duminică notatul la noi, asta. Asta rămâne culoare. Mai discutăm o dată cu asociația și după aia vedem ce zice. Vă rog să comunicați, măcar atunci să o arunc în vale. Nu, nu, eu am dat o vreo. Nu mă să o spune să poluiesc. Faceți o hârtie scrisă. Nu mai trebuie, discutăm noi, chem eu un scris. Avem președinte de asociație. Îi chemăm mai separat, dar faceți și dumneavoastră o hârtie scrisă cu doleanța dumneavoastră. Către primăria Clavdă, bine? S-o puneți pe hârtie. Acum cheamă-vă președintele de asociație. Acum și cu amendă. Normal că n-am voie să facă de capul lor, dar nici nu i-am când să amendăm oamenii că fac un lucru bun, că nu putem face noi. Nu, dacă țină moșa o vară. Nu, dacă țină moșa o vară. Da. Omul are sus. Dar cum? Domnul Borbeli, pentru suprafața apartamentului. Vă prezentați la doamnă. Mergeți la venita, nu le-ai puse și taxe. Acolo probabil aveți un contract. Faceți o cerere. Să ne deplasăm acolo și vă măsurăm spațiul apartamentul dumneavoastră și pe baza unei declarații declarați. Cu cererea noi să ne deplasăm. Noi potrivim legii, dacă dumneavoastră contestați suprafața apartamentului dumneavoastră. Am noroc că îi am intabat și beneficiez gratuitate. Răscutire, da. Da, da, și pentru că, da, nu, în cazul ăsta, da, dacă să fie lăsită treaba, o cerere la noi, noi mergem cu privilegii, suntem obligate să mergem la sesizarea omului săi, remăsurăm suprafața, facem declarație. Așa, nu e de parte. Știi, contractul probabil nu s-a încheiat, s-a scris și suprafața, dar... Da, domnul Cărbărescu... Pe care avem vreme cu contracte, dar nu mai știi de atât, au fost din urmă și era cu contractele. Că nu mai de trei ani. Nu, au fost contracte chiar de pe vremea lui. Am stat aproape o jumătate de zi. Domnul Borbe, nu mă confund, sper că nu mă trebuie. O fost, dar dumneavoastră, eu știu. Atunci când o dată, cum face ori? Atunci când o dată, cum face ori? Nu, aici, la Boba. Aici, în primărie? O jumătate de zi. O jumătate de zi. Era îndrăgostită și nu mai țin. Nu, dacă aveți contestație la suprafața apartamentului, mergeți acolo, dincolo, la colegele mele peste. Cum faceți o cerere? În prezenta, vă rog să vă deplasați pentru recalcularea suprafeței apartamentului. Uite, acum ați luat banii înapoi dacă ai luat banii. Poftiți? Eli, prezenta apoi dacă ai luat banii. Merge că are nevasta mea handicapul și și ea figurează. Știu, știu, da, da, că nu contează. Și beneficiezi de... Le reduci, de scutire, de impozit, am înțeles. La birou, la doamna acolo. Nu, dar acum, dacă vreți să vă recalculeze și doriți să vă recalculeze, se merge. Nu mai ținde atâta, până la... Domnul președinte, știți ce? Ăsta-i 19 și pătruții 20 pe urmă. Dar s-o spăli casă, doamne. S-o întâlnim voi, așa. Nu, dar știți, 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 deci așa povești, să pot purta ușor de la unul la altul. Ei trebuie să se adreseze în scris, să ceară ceva și noi trebuie să răspundem. Dar un răspuns calificat de persoana care se ocupă, temeiul legii. Sigur, domeniul lor. Atunci nu ne poate contesta nimeni, dar dacă ei așa îmi dă vorbim poveștile, de acolo nu merge nimic. Vă vorbesc că au fost aici și...
un inginer de aici, eu spun că e culoarea asta. O fost? Da. Nu știu, da. Unde e ăla? Cine o face pe culoarea asta? Da, da. Asta ce așa, și aici dacă eu recomandat, eu recomandat și domnul de la Vrânt, domnul decembrie, făcut de voi și pe culoarea aprobată. Bă, dar nu vedeți că ăsta nu-i întreg, mă. Deci eu vă recomandat. Domnule, fiecare are o problemă, nu poți să iei că e trec sau nu e trec, dar om de la noi, dacă eu spus că e culoarea aia de acolo, el a luat-o de bună că spune cineva de primărie. Cine a fost? Ăla se cumpere răspuns. Vedeți de aia, domnule, dar chiar nu știți ce vorbim. Dar eu am un exemplu de un grup. Hai să trecem la urmă. Hai să trecem, că după aia nu mai terminăm. Motivul local a fost de rechizitare a bugetului local pe anul 2013, conform anexul 1, 2 și 3, părți integrante din prezentă hotărâre. Spune la vot. Contabil. Ce se neagă la? Ce, mă? Ce tu? Suplimentar față de anexa 3, mai anexa 4. Ce plai, nu să-i aprobăm? Ulterior, numai puțin. Ulterior, de pune raportul de specialitate, am primit aprobarea de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, numărul 2076 și am introdus anexa 4, bugetul creditelor interne. Deci față de cele trei anexe mea și bugetul creditelor interne, în sumă de 810.000 lei. Împrumutul pe care dumneavoastră l-ați aprobat, 810.000 lei. Și e deschis cont separat sau cum zici? Ei, se face buget separat. Nu. Păi alt cont. Acolo de contentul, da. Se face buget separat. Nu. Nu-i la cu domnul așa e? Că nu ne ascultă la domnul. Ce? Cine este de acolo? Ai fără și vință, motriți, ia să avem motriți, ia să apoi intenția, aprobarea. Una. O spus. Cine este de acolo cu explicarea de buget? Ai noroc că ești la domnul Arun, dar nu s-a acolo. Împotrivă, abțineri. Da, te rog să-l folosim. Hai, draga mea. Du-te și rezolvă pe domnul. Du-te, du-te, du-te. O lave de bără. Te-a te lăudat, că îi dă dați-vă acolo. Vorbim, vorbim. Hai, 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 suntem iertați. Proiectul numărul 2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Slavna, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local Slavna, numărul 36 din 2006-2001, după poziția numărul 838, se completează cu 39 noi poziții, poziții de la numărul 839 la 877, având datele de identificare cuprinsă în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. De fapt, îți poate hotărârile noastre din 2002 și până în prezent, îți trecute în preambul, da, dar le-am adunat pe toate într-o singură hotărâre, noi le înaintăm la Comisia Județea, la Consiliul Județean. Unde la copii, că se va rectificarea hotărârii de PR-907. Cine este de acord? Da. Împotrivă? La fie se face împotrivă, dar fie de drum. 3. Să uite, mă, Bobo, cu fotul. Consiliul Local Orașului Zana, județ Slavna, am primit de ședință ordinar. Văzând proiectul de hotărâre al primarului Orașului Zana, raportul de specialitate al consilierului juridic și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local și ținând cont de faptul că, prin HCR 77 din 2008 s-a desemnat domnul consilier Puiuleț Adrian, ca reprezentantul Consiliului de Administrație al Școlii Generale cu clasă de 1. Deci în toată, eu v-am adunat acolo să vă aduceți aminte cine unde lui. Și acum este un ordin pe care l-am invocat în preambul, deci a apărut în 2011 legea noua educației, legea 1 pe 2011. În ianuarie, cred, e legea 1 pe 2011, e noua legea educației și învățământului. Și a apărut un ordin unde zice că până când apar normele de aplicare și așa, se desemnează un membru din partea Consiliului Local și un membru, un reprezentant al primarului, în consiliile de administrație. Eu sunt să vă anunț că mi-ar dat atunci să mă duc și eu completare la școală. Da. Și era apărut ordinul ăsta. Nu știu dacă a apărut sau nu, dar destul că doamna director o zis, zice, de azi înainte, nu știu cum să vă spun, dar n-aveți ce mai căuta la ședințele noastre, fiindcă noi avem ordinile noastre și nouă ni s-a spus să nu mai acceptăm pe nimeni. Deci da, el da, ne-a chemat, deci eu m-am dus odată, ne-a chemat, dar după aceea nu mai m-am dus. Deci da, domnul viceprimar, deci în situația aia, știți ce ar fi trebuit?
Deci, noi am desemnat reprezentant, am desemnat câte un reprezentant. Da. O fost după aceea modificată legea și erau doi reprezentanți. Da. Și noi la cererea lor, deci ei au făcut o adresă să mai desemnăm un reprezentant. Am desemnat, dar a apărut ordinul respectiv și când v-ați dus, ar fi trebuit să spună da, vă mulțumim că ați venit, o să facem adresă la Consiliu, să arătăm că a apărut ordinul ăsta și că... Da, da. În fine, dar știți să știți mai mare. În plus față de situația care a fost... Dar vă duc dacă vrei, Adi. În plus față de situația care a fost, mai avem adresă că... Sor comasat liceul și cu, deci au un singur director pe doamna Corduneanu. Da. Nu mai are. Da, da, deci există o singură. E centru. Deci nu mai este funcția de director. Directoarea adjunctă e Simona. Simona și director doamna Corduneanu și nu mai este director, nu mai este director. Da. La fel. Da. 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 Nu i-am spus, i-am zis, zic, eu îți propun schimbarea. Dar hai să nu mai primim chiar cu ea și e bine, da? Nu, nu, dar, domnul, aici nu că sunt domne, tati, eu n-am nimic, e mitrat Simona și nu știu ce, nu poți să fii director la o întreprindere, să fii între două navete, între autobuz și că trebuie să plec acasă. Nu de Simona e vorba, de asta la altă te referi. Nu, e la plăcarea generală. Aș fac. Nu, cine? Erica. Nu, doamna de Ștefa, de doamna Ștefa, fosta directoare. Bonta. Bonta. Deci fosta directoare, de aia e vorba, de aia am zis. Aia a fost. Ce vă propun? Ce vă propun? Bă, dai la pachet, cum vorbim. Cine este de acord cu domnul Negra? Dacă mai sunt alte propuneri pentru... Am propus-o pe domnul Negre, în Consiliul de Administrație. În Consiliul de Administrație, la liceu. Mai sunt acum. Pe cine? Eu l-am propus pe domnul Negre. Mai sunt alte propuneri? Să punem acolo. Cine este de acord cu domnul Negre? Împotriva, cine? Poate te scoate și Erica afară. Nu, o să încerc. Sunt, doamne. O să încerc, e nicio problemă. Dar dă seama cum ați înțeleg când zice pe asta, când turul... Acum ai o reparație morală. Da. Da. Vai, dar de bucuros. Consiliul local însușește documentația tehnică de actualizare, date imobil, notare, construcție, domnite de către expert, autorizat inginer Suciu Paul Sabin, autorizația AB293, înscrisă în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâri. Se aprobă înscrierea în cadrul funcțională a domeniului privat al unității administrative teritoriale oraș Drama, conform prevederii legii 213 din 98, a parcelei de teren înscrise în CF71169 Zladna, cu număr scopo 1501/1/2, în suprafață de 421 metri pătrați, pe care este amplasat blocul de locuință pentru tineri construit prin ANR. Se aprobă notarea în cartea funciară 71169 Zlana, sub numărul scopo 1501/1/2, în suprafață de 421 metri pătrați, a imobilului bloc de locuință construit prin ANR. S-au separat parcelele exact ce sunt tot, ca să se poată atribui în situația în care cineva vrea să cumpere și ale și zone verzi ce au fost în jur, din total, știți? Deci exact cât ocupă blocul. Cine este de acord? Împotriva, cine? Acum așa de distrat. Bă, să fie tăia mea, mă, de urmă, la 40. Suntem la 5. Zi la parțiera, că am făcut cafea fără de vizionare. Următorul. Consiliul local orașului Zană de Salva, în primul ședință ordinar. Constată starea de necesitate în care se află familia numitului Rău Ilinie, cu domiciliu în orașul Zrana, strada Avram Iancu, numărul 20, județul Alba, ca urmare a pagubilor produse în gospodăria proprie prin decesul unei bovine și propune primarului orașului Zrana acordarea unui ajutor de urgență în quantum de... Adică ce s-a murit? Da. S-au făcut... Nu, 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 n
care nu este. Aici e cine s-a adică. N-am nimic, dacă așa nu mă fac. Eu știu cum sunt de mare, așa mi-am făcut. Știi familia care cumpăra casa de la domnul Tanisman, Petrică și Marina. Ce-ți dă, l-ai murit vaca? Da, o vacă. Deci vă citesc cererea lui, subținatul rău din mine. Nu să mai citesc. De ce trebuia asigură? Trebuia o asigurare și se întâlnea despăduvire prin asigurare. Că este temei legal pentru asigurare. Părerea mea. Deci, domnul președinte, dați în voie. Deci, vorba aia, stare de necesitate, doamne feric, când e război și alte precedente. Asta chiar e precedent. Eu vă spun, mie la fiecare, când ajung cu cei la 5, 12, 13 săptămâni, vor pichetri 4. Spun că mai moare de 1, 2, 4 la 60, 80, o să zic, ce face? Îmi vine fiecare să vă spun să-mi dați ceva. Sunt asigurările, fiecare să-și asigure. Așa, normal că... Eu de același principiu. Da, corect. Eu am legat de același principiu. Sunt de acord, domnul primar, ți-ai făcut datoria și apreciem, dar dacă ne coborâm, să acordăm ajutoare până la acel nivel ăsta. Nu, 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 domnul primar. Cine? Acolo, în locul tău, stăte Daniel. Tăt Daniel Demenic. Da. Și când a fost data trecută și am pus problema, domnule, să ne mai stăm un pic, că noi nu suntem societate de bine face. Pe la care am dat de ani de acoperiș, face din nou cerere, acum se cumpără și acoperișul. De bine face. Și am dat eu cu stare. Și nevoia sunt mulți în clasă. Păi, dar noi nu putem premierea să întreținem noi. Așa e. Dă-mi deci de ce mă arată când spun și eu că arată e foarte bine. Da, 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 nu, ce bun, mai departe. Ce e păi domnul rău Irimie, un ajutor, băne. Ce se face? Ce face? Ce împotrivă? Hai să facem noi străzi, trotuare, ce avem noi de făcut. Cum vă spune? Aici. Consiliul local al orașului Zanul de Soarbă întâlnit în ședință ordinară constată starea de necesitate în care se află familia numită Hruban Mărioara, cu domiciliul orașul Zanul, stradea Caterina Vară, bloc 5, apartamentul 31. Care e problema la față? E un grupat pe... Un ajutor de urgență în cont unde? Florea lui Zanul și... L-au grupat pe frate. Să ai 200 de ori și 300 de ori să nu, și nu să le ia, că n-am nimic cu el, dar să nu mai tu să plătești măcar contravaloarea unei voi, să-ți plătești la asigurările sociale, să te gândești la viitorul tău. Păi eu-ți devină. Eu i-am spus de nu știu câte ori. Păi dă-o de la puterea ta. Supune la acord. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Doamne, iată. Alta. Constată starea de necesitate de lăsat cu familia numitului Dămoc Petre, cu domiciliul CCR-ul Grâuzi. Ca urmare a dificultăților economico-financiare și propune primarul Acuzană acordarea unui ajutor de urgență. Plângea Maria că nu știe ce să facă de la Petre. Du-te tu și vin de 10 la 80 de ori și du-l la Petre. Dar el nu mai a putut ori de acum? Să nu! Deci 31 mai am mai primit o bucură. Da, mai dat. Da, mai dat. Da, mai dat. Cine este de acord? Uie, nu-i treabă cum va. Să-i dăm 100 de milioane. Abține. Nu, că dacă mere cu astea, poate pare de... Păi da, voi îți ține ședință de 10 ceasuri din care 9% și timp. Anu și eu fac așa. Consiliul local orașului Zanul de Soarbă înțeleg în ședință ordinară. Pentru proprietarii apartamentelor amplasate în blocurile de locuit situate pe raza orașului Zlana se aprobă taxă de parcelare, apartament în sumă de 104,03 lei.
Dar nu fost mai mult până acum. Nu, tot atât au fost, dar am aprobat data trecută pentru F99 prim și încă ce am făcut. Nu știu că 144, mă întrebați ceva așa cu rândul. 104, dar pentru că hotărârea a fost exact, trebuie pentru toate. Împotrivă, la hotărâre. O să bucure că e 104, dacă fac în toate. Concesionare. Se aprobă concesionarea directă către SCS în FUSRL cu sediul în orașul Zahna, strada Calea Morților, numărul 53B, liniuță 53C, județul Alba, terenul înscris în CF 70863 Zahna, cu număr topo 2x1x4x3, în suprafață de 284 metri pătrați, proprietatea bolar de unul privat în orașul Zahna. Durata concesionării 49 de ani. Redevență anuală, suma în lei reprezentând controlarea 79,52 euro, calculată la data efectuării plății la cursul BNR. Asta știți că mai fost de ori primit avizul de principiu. Prima dată s-a pus problema că e ceva conductă, trece pe acolo. Da. După aia, la ședința următoare, s-a lămurit și asta. Da. Cine este de acord cu concesionarea directă? Dar e în fața lor, acolo. Nu, aici discutăm un pic. Problema este pe următor. De ce se dă în concesiune directă? Pentru că... E vecin. E vecin. E lângă el. E lângă el. E gar cu el. Da. E dreptul lui legal. Domnul primar, gândiți-vă că ăsta e ca și vândut pentru 50 de ani cu un teren de 284 de metri pătrați. Știu, bă. 200 de metri pătrați, ce trebuie? 200. Nu știu. Nu se bade nimeni la el. Păi 280 de metri pătrați, măi. Dar gândeați că doar e diverse de 3 milioane într-un an. Ce faci cu 3 milioane? Nu e pierții nici la ăștia care intră în primărie. Și la cine dai 280 de metri pătrați? Și cine se bade? Că nu poți să faci o casă. Păi nu poți să faci nimic, că e poartă. Nu poți să faci nimic. Dar, nu, cum ai cumpărat de la IPEC și a lăgit de ei cu ăla acolo. Și chiar acolo în față? Da. În față, era cabina lor de... Să dai pe acolo spotele. Dar noi nu putem să se punem o taxă mai mare? Păi... Da, asta a venit în funcție de... Ba da! Deci putem să-i... Păi aia e minim! Căpara asta era... Ăsta-i prețul minim, îți putem. Da, noi suntem de acord să-i dăm o redevență, dar să plătească și el o redevență din cel puțin 10-15 milioane într-un an. Că... Așa da! Duce... Păi de asta, pun să zic, domnule. Păi mă, nu știu, deci una este de aceea, de următor, într-o zi... Articolul 2, nu-i prețul. Da? Într-o zi a fost... Într-o zi a fost 8 tiruri de Constanța, care le-au dus... Deci, articolul 3, ai dreptate, putem să scoatem un ban de acolo. Eu am spus numai ca principiu, 240 de metri sau 280. Nu a ajuns să duci că îl dai la altcineva și ai putea să faci ceva în fața lui. Ca idee asta. Da, că o gospodărie face 1000 de metri pe față. Da, eu propun să fim de acord, calculăm invers, să ne dai o redevență anuală de 30 de milioane. 30 de milioane. Nu, vorbiți în bani. Anuală, mă! 30 de milioane pe an. Pe an. 10 euro pe metru pătrat. Ce se calculează redevența? 2 pe lună. Prețul de piață al terenului. Da, acolo s-a de 2 milioane până în 24. Deci, Adina, da. Eu știu că acum, adevăr, e formula, dar acum la el se poate umbla la coeficient, fiindcă e coeficient mare dacă e lângă drumul național. El este lângă drumul național. Da, deci este făcută. Are și așa. Da, și așa. De asta se facă. Atunci, adevăr, trece la minimum. Noi nu avem voie sub ăla. Și peste avem voie. Mă, întrucât e vicinitatea lui și are prioritate, e într-adevăr, dar atunci ai prioritate, dar la coeficient, noi suntem cei mai buni. Domnul președinte, acolo parte prețul 3.000 și nu știu cât de lei pe lună. 79,52 de euro. 79,52 de euro. Acolo nu, și asta spune că e pe lună, nu e... Da, dar e... Deci Nu, de euro pe lună. Lunară și nu anuală. Da, de 70. Păi, nu putem mă întâlni pe lună. Da, dar poți scrie că
Dar da, nu, da, 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 ori 12 și 6 4. 35 milioane. 800 de euro. Asta e. Da. Și noi de acord. Gândiți-vă dacă e oricum folosesc suprafața. Da. Dacă eu dam cu... Și noi de acord. Și 500 de euro. Și nu te supăra. Așa de 9 de euro. Vorba lună. Nu te supăra. Zice, vom te aproși dacă îmi vede că pretează. Dar cum să nu apără? Dar cum să nu pun bani de la apărit? Dar cum să nu și e de acord cu concesionarea directă cu 79,52 de euro pe lună, RDV. Așa da. Pe lună, da. Pe lună. Și nimeni nu poate să găsești sumă. Deci RDV vine pe lună. Pe lună. Face profit. Dacă nu-i ce balanța, nu-i ce vezi, nu-i ce are mori. Nu fiecare zi. În fața 36 de euro pe zi, 8 lei, notați-l dacă nu au reușit. Două căluțe de deșeuri și ușor. Du-te la el și te-ai așa de... Te rog să vezi o râsă, uite la mine, mă bată. O să te rog, nu-i știu. Bă, cum vezi, o ca la mine, ca la ta, cum te-a așa. Ce da asta? Se aprobă concesiunea directă către domnul Negre Adamuel cu domiciliu orașul Glavna. Da, dar e mere. Asta nu e. Adrenul înscris în CF 71166 Zana, număr cadastral 71166, în suprafață de 110 metri pătrați, profesor cadular domeniul privat al unității administrative teritoriale orașului. Durata concesiunii 49 de ani. Redevent anuală suma de lei reprezentând cotularea 47,04 euro calculată la data efectuării plății la cursul VNR. Și dacă aveți, se zice o capă... Nu are drept de vot să scribă. Deci nimeni. Eu vreau să vă spun un lucru. Suntem aici în Consiliu și eu mă supun și sunt de acord cu tot ce hotărăște Consiliul. Dar să stăm un pic să judecăm. Daniele, noi ți-am dat terenul ăla de acolo, parcă ți-am dat terenul ăla de acolo, bine rețin, ca să nu faci nicio construcție pe el. Nu fă vorba. Băi, și zic că vreau să fac terasă. Băi, scrie, aduceți procesul verbal, că dacă nu e așa cum spun eu, eu aici, în fața voastră, mânc dosarul tot în care e procesul verbal de ședință. Problema este în felul următor. Nu este problemă. Așa, o să nu se facă construcție. Dar nu fă construcție, nu-i construcție. Ca... Nu-i fundație. Domnule, m-am dat să vă spun așa. Eu nu consider că ce-o făcut e construcție. Că mâine de mâine și aia în spate își pleci cu el. Că e construcție. Noi dacă concesionăm acum dânsului pe 49 de ani, el are concesionat pe un lucru concesionat. Poate să facă acolo o construcție. Dacă faci acolo. Da, acolo este și acolo concesiunea, asta e lângă. Da, asta e lângă. Asta e complet. Deci asta e lângă, domnule, partea către complex. Unde sunt bălăriile alea și toate astea acolo? Și unde ăsta se bagă cu mașina? Nu, lângă complex, acolo trec cu casa lui Gigi. Deci e cu ăla de acolo, care a zis, domnule, să fie frumos să-l fac spațiu verde sau ceva acolo. Deci aia e acolo. Din ce ți-o spun? Că dacă... Noi așa am aprobat. Când și-a făcut Sorin magazinul acolo. Bă, de viață, că mâna pe inimă vă spun de nou 50 de oameni să-l vă bată Dumnezeu când ați hotărât asta.
A doua la mine, așa, știți, că are și el mână. Așa a fost când am aprobat la Mircea, că au făcut hotelul, chiar în descănați, chiar în ce? Bine, să fim cinstiți. Ai văzut ce acolo? Păi pe 8 bolovani. Mă, omule, eu vă spun așa. Bine, aia spus, dacă faci ceva, să faci ceva... Păi de aia să fii sigur. De aia să fii sigur. Deci eu spun, deci acum e vorba de icoana de rând, acolo pleci cu pălării. Acolo, dacă se face ceva, mi-are o lucrare... Lucrare, nu... Și mai spune pe ceva. Lumea care vine și se bagă pe acolo apântră rând, nu știu ce, mă, oameni, ce poate face ea? Eu nu ți-am spus să nu-ți dea ei. Eu nu ți-am spus să nu-ți dea ei. Dar să ia la mine. De bine de rău ce poate a văzut. Eu vreau să-ți spun ce spun eu aia cu dosarul. Eu rămâncă aici, în fața voastră, ce? Data viitoare, la ședință, promit că voi cu doamna Adina și la Dumnezeu. Eu rămâncă. Eu nu promit că voi. Rămâncă. Dar nici mă atare n-ai voie. Dacă nu este, mânc dosarul tău, că să ziceți că l-am jucat. Dar asta este, că știți ce spun eu? Că ai și tu mulți prieteni. Mulți au zis, doamne, ce ați aprobat acolo? Eu am făcut... În orice caz, nu-ți mai bălăriile. E primul. Au zis că ce am aprobat, eu făcut de acolo. Aranjează zona. Da, mă, da. Câți dintre prietenii ăștia știu că pe mine m-a costat 145.000, 149.000.000 în Matișcoț ăia acolo? Eu dau seama că n-ai făcut așa din mână și s-o ridicat. Dar trebuie să vedem că sunt și zice lumea, oi băi, ce fac ăștia, știi? Terase care e și în centru Timișoare și sunt în orașele mari terase. Nu, dar bătea vântul asta acolo, în fine. Băi, sunt, mă, auzi la mine, mă, sunt, mă, dar ce face? Gândele ăștia să nu facă cineva ceva, să ce facă cineva. Vreau la mine, dacă vine și face un străin, e foarte bine. Dacă face anumală, dacă face... Uitați-vă, acum ce o însemna acela juc cu străinii? Exact. Nu mai bine de-aia la fane chirare să-mi facă locul, e lumea, nu prea, că nicăieri, rămâne cu ea de aici. Niciodată nu o făcut. Sau că lima aia să vreau să mai facă. Eu mă înțelegeți că în ce context am pus problema asta. Eu n-am pus-o în... Și poate bine că am pus-o, să o discutăm pe față. Nici eu n-am de-a spus, nici m-ați avea de-a spus. Adică eu vă spun... Iar deci vedeți, când vin cu Constituția, aici dumneavoastră, în Consiliul Local, se dă aprobare. Domnul președinte, supuneți. Cine este de acord cu condiționarea Bircă? Și cu prețul? De 47,04 euro. De lei. Împotrivă? Redevența asta e SNPA? Da. Aia se după. Se aprobă concesionarea directă către domnul Portar Constantin. Cu domiciliul orașul Zana, Sada Mărășești, bloc 7, apartamentul 44, a terenului scris la CF71-122 Zlatna, după cadrasarul 71-122, pe față de 23 metri pătrați. Însă ce vrea să știa? Ăștia acolo au voastră, dar e la noi bloc, domnul primar. Balcon, ia să-și facă ieșirea acolo din balcon. Deci o... Trebuie să facă o de 9,66 euro. Deci ăștia este... E un lucru. Stai un pic. Stai un pic. El vrea, ei trebuie acolo. El își concesionează acolo în față că vrea să-și facă o greșe. Dacă... nu cumva să ne trezim că la primăvară spune umbrele acolo și desfacem... Nu, nicio problemă nu are absolut. Băi, când o concesionăm pe 49 de ani și proprietar, n-ai ce să vezi? Nu, are barel cu... Dar oricum scrie spațiu de locuit și atunci nu poate să-și facă comerțul spațiu de locuit. Nu face nicio... Spațiul de locuit nu poate face de fara locuit. Cum să nu? Cum să dacă îi concesionăm și el își prelungește balconul ăla acolo. Balconul, pici și băieții. La ei, la parteneri. Își face intrarea. Își face intrarea. Dar nu ne-am aprobat balconul la parteneri, că nu la pe ăla. Partenerea la balconul. Deci, lucrări de modernizare și extinderea locuinței. Noi avem balconul și balconul și vrea să-și facă ieșirea, alimentarea și ieșirea pe acolo și o acopere. Un lucru fain vrea să-și facă.
E frumos acolo, că tăți câinii merge. Vreau să-și fac intrarea în apartament pe sala, pe aici, pe un balcon. Prin față, să nu mai intre. Da, și-au făcut acolo camere, chiar, pe lângă. Și-au făcut-o și în balcon. Da, proiectul, da. Da. Iar oricum trebuie să-și facă un proiect, pentru spațiu de locuit. Absolut. Da, mai aici. Și atunci destinația să știe clar, spațiu de locuit și ăla nu se poate face comerț. Concesionează, capătă și autorizație de construire, dacă nu e ce trebuie. Yeah, adică se autorizația de construire separat față de... Da, da, da. Se semnează primarul. Da, sigur. Nu, adică... Pe unde e spațiul de comercial, de spațiul comercial, de spațiul de locuit, de spațiul de locuit. Nu se fac acolo. Da. 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 Mai aveți comentarii? Nu. Redevența rămâne? Cum e? Da. Redevență de 9,66. Cine de acord cu consumarea directă, că este domnul Porcar Constantin? Cât? Cu o redevență de 9,66 euro pe an. De o răzmi 10 euro. Cât de tipă? La 2 metri? 23. 23. 5 euro. Dacă aveți propuneri pentru o altă sumă. Acum nu facem cu ei recepție, dacă la alții, numai la pechindezi. Sunteți de acord? Da. Nu facem cu ei recepție. Facem rotundă, 10 euro. Împotrivă? 10 euro. Cum? 10 euro, doamne, nu putem împărți. Cu indexarea de anul ăsta au apărut virgulă, că până acum nu era cu virgulă. Auzi, mie spuneți ce știu, hotărâre rămâne pe an sau pe an? Pe an, pe an, pe an. Deci, domnul Cuiulescu, propuneți 12 euro pe an? Da, da, foarte exact. Cine e de acord cu redevență de 12 euro pe an și acordarea conducerea directă la domnul Porcar Constantin? Împotrivă, abține? E măcar în părți, la 12 și 2 euro. 42 de mii. Rămas cu 12 euro pe an, da? Da. Pentru 13. Da. Toată lumea a fost pentru bobotele. Da, da, da. Îți mulțumim de asta și ăsta să vii până la fiți, lunar. Auziți, i-am văzut pe la trimestru, președintele de la Mureșu aici, am adus să văd dacă... Uite, pentru asta au venit cu bărbări. Ce? Nu? Ei, cu terenul, că au fost urcătura aia, au fost întăbulat pe... Pădru. Are ca proprietar carburant domeniul privat a venitățile la comunitățile 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 la realizată înainte de anul 1990, cu suprafață construită la sol mai mare de 130 metri pătrați, cât are la acest moment în proprietate și are ca obiectiv înscrierea construcției în cartea funciară. În scopul reglementării situației juridice a celor două proprietăți se impune efectuarea unui schimb de teren pentru suprafață de 130 metri pătrați între unitatea administrativă teritorială oraș Zlatna, domeniul privat și cooperativa Mureșul din Alba Iulia. Vânzarea de către unitatea administrativă teritorială oraș Zlatna a diferenței de teren, respectiv 190 metri pătrați, către cooperativa Mureșul din Alba Iulia. Pentru realizarea obiectivului propus a fost întocmit raportul de valoare a celor două proprietăți, din care rezultă aceeași valoare pe metru pătrat al terenilor în cauză. Având în vedere prevederile articolului 121 alinatul 4, 121 alinatul 2, 3, 4, din legea 215-2001, administrației publice locale, articolul 185-188, 1755 din Codul Civil, în temeiul articolului 45, în atunci în legea 215-2001, administrației publice locale, republicate. Deci, investare, da. Și vânzare. Chestea au fost... Deci parcela noastră... 5 euro? Evaluarea făcută m-a lăsat loc liber acolo pentru că eu am judecat proiectul de hotărâre când v-am trimis convocatorul, nu aveam primit încă expertiza. O fost la completat. De ce? Pentru că... Bine, am cumpărat cu cel mai preț. Și trecută și valoarea totală a celor 190. Nu trebuie să ne uităm. Uitați-vă un pic în raportul până la ora asta. Eu nu se face schimbul de 130 costă 96 nu, și nu, mai nu, diferența. Nu, nu,
Nu facem schimbe, vindem. Nu, domnul primar. Așa, deci, ei au o parcelă de 130 pe care sunt proprietari în spatele la complex. Noi suntem proprietari pe parcela din față, unde și construcția de 320. Da. Eu ce am zis, ar fi trebuit făcută parcelare, în sensul că cei 320 pe care îi avem noi să îi împărțim în două parcele, una de 130 cu care să facem schimb și una de 190 pe care să o vindem. Am obținut totuși aprobare de la prefectură să ne lase hotărârea așa. Da, așa a fost hotărârea. Așa este, dar ar fi fost normal să fie parcelat terenul și să fie un contract de schimb pentru cei 130 și un contract de vânzare-cumpărare pentru cei 190. Dar pentru că e în joc o construcție care urmează să fie întâmplată și după ce făceam parcelarea asta și ei deveneau proprietari, creaia unificare și înscrierea construcției, ori zis că să scriu că este o construcție și atunci ne dă drumul la hotărâre așa. Deci, practic, din parcela noastră de 320, se va duce la notar și va face două contracte, unul de schimb pentru 130 de metri pătrați și unul de vânzare-recuperare și în final vor fi proprietari pe cei 320 și noi pe aia 130 care schimbă. Și am zis cât e valoarea la aia 190 de metri pătrați? Acum vă spun că aia voiam să văd, că expertiza... 10 euro pe metri pătrați. E mai în centru ca la noi. Nu, unde e? Zona de deci pleacă de la bord în zona. Deci 11,2 euro pe metru pătrat. 11,2 euro pe metru pătrat. Prin urmare, valoarea... Nu ați luat la acum 2004 și înseamnă deja asta. Domnul primar, de la 2 euro. Deci valoarea aferentă celor 190 de metri pătrați este de 2120. Nu te supăra, că și strada lui Miștonii e lux. Da. La ea, ei nu spun acum că ne-au crescut valoarea la păi pe nu, dar la atunci o striga pe noi, că are impozit. Dar acum zona tâia. Dar nu ce supăra. Categoric, până zice. Până la stadionul noi, nu? Păi dar zi, acum, dacă faci zona tâia, trece la casa. Să facă bijuterii pe ei. Stai puțin. Eu de 8 ani sunt zona tâia. Nu, dar... Și n-am recanalizare făcută de mie, apă potabilă băgată de mie pe banii mei, gază băgată de mie pe banii mei. Doamna secretar. Noi am concesionat la degradarea de criză, când s-am concesionat 30 de metri pătrați pe 49 de ani acolo, când s-am concesionat 112, care așa, nu se suprapune cu ăsta? Nu, 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 pentru că tocmai de asta am putut și eu să cer, că diferența între ăla. Eu de-aia vă duc tot să suprapune cu ăsta, să nu... Deci numai după ce am făcut pentru era și el. Căci o zis, doamna secretară, era normal, numai că e construcție, era normal să facă o parcelare și rămâneau clar. O fărnie jos de podul ăsta. Eu știu. Și vedea așa. Da, 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 da. Eu știu. Deci eu așa am văzut, mi-a așa mi se pare că matematic trebuie să fie de toate un normal. Dar ca să nu o mai lungim cu încă o documentație de parcelare și deci toată problema era dacă primim avizul de legalitate de la prefectură și eu am sunat și am întrebat de asta e situația. Având în vedere că este de întâmplat o construcție și după aia ar fi trebuit iar făcută unificare, dați-i drumul așa și nu ce este de pe când dat drumul așteptat, am scris că CF-ul, când CF-ul nu vă... Nu, operează? O operează? Nu, operează. Înscriți-vă. Ei zic că operează. Înscriți-vă, dar operează. Da, i-au întrebat, o întrebat, o întrebat, Dumitru. Deci ați înțeles 11,2 euro. Deci cei 190 de metri pătrați pe care îi vindem costă 2128 de euro. Păi aia trebuie să-i încasăm. Și cei 130 care îi schimbăm, îi trecută valoarea acolo, pentru că legea zice, orice schimb de teren din proprietatea publică are la bază expertiză de evaluare. De aceea îi trecută suma și pentru cei 130. Da. Mai aveți comentarii? Dar noi putem să-i vindem pe prețul care e pe plană, s-a făcut evaluare pe evaluare. S-a făcut exact pe parcele de... Și primul articol aia, sfârșirea raportului, deci fără raport nici nu discută nimeni cu noi. Aveți alte evaluare pentru metru? N-am te motiv. Pentru prețul pe metru pătrat? 11,2 euro. Nu? 11,2 euro. Dacă este expert. Sunteți de acord? Împotriva, obțineri?
Nu, mai este. Mai este. Doamna secretar. Da. Domeniul public. Cosmin, a făcut lucrarea. Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 12-2011 se completează cu încă un articol care va avea următorul cuprins. Consiliul Local este de acord cu închirierea unei camere în suprafață de 16 metri pătrați din imobilul Spital de Boli Cronice Zlavna, situat la adresa Zlavna, strada Horea nr. 1, județul Alba, aflat în domeniul public Realității Administrative Centrale Zlavna, în scopul amenajării unui punct de recoltare probe sânge pentru analize medicale. Deci asta e hotărârea, aia deja deci, e penibil, subiectul se completă. Dacă ai adus că completăm, da, aia e trecută. Da. Da. Bine, dar Cosmin a făcut asta pentru completare la șef de stilă așa. Da, la primar. Asta e Guria? Da, a fost al doilea punct de ordine. Bun, bun, bun. Afară. Sunteți de acord cu completarea? Da, da. Copii, obținem. Ăla-i de fi. Este raportul poliției. Așa are niște ocelari, zici că sunt legislații foane. Raport privind evaluarea activității desfășurate în primele 9 luni ale anului 2011 de către poliția Zlavna. Dezvoltarea instituțională. Cum? O mai depus, nu? Încă unul. Da. Bine că la nu, vei citesc după aceea. Haideți să vă spună probabil ce vrea să treacă. A venit la mine în control unul de la Inspectoratul de Protecție a Muzicienilor, care a venit anul trecut la noi de la Ținuturile Zlavne, să ne la pace cu noi, mă, dar da și voi o sumă ca echipă. Să mă duc și eu cu ceva. Și acum a venit la mine în control la firmă. Domnule, și mi-am nu știam de unde știu. Și când l-am auzit, mă dau zic, hai să dăm la pace. Nu este pentru un aviz de principiu. Domnule, nicio problemă, nicio problemă. I-am dat registrul mic de control, te rog frumos să te treci în el și spui, dacă încălzi vreo lege, da, merg, nu că nu mă trec acolo, ci eu n-am de face cu dumneavoastră, nu se treacă nicicum. Domnule, pare rău, trebuie să plec la urmă. M-a ridicat și a plecat. Și-o zic, onor, poliția orașului Zlatna. La mine, să le dau datele. Și l-a întrebat domnul Tomiță, ma tare, în calitate de ce vii la mine? Vrei să mă controlezi? Da, corect. Am fac la registrul de control, vreau să treci. Păi nu, ce faci tu cu mine? Bajul? Cum să-mi bajul? Dacă el îi să se treacă, domnule, nu mă trec. Domnule, dacă mă atare, eu te văd pe tine organ de poliție că vii cu el și încerc date despre firmă. Dacă, în calitate de ce încerc date? Ești organ de control? Da. Te rog să te treci, eu nu mă trec. Și pe așa început cu amenințări, că stai că te fac acum o dispoziție de sequestrare acte și nu știu ce, mi-a dat telefonul ăsta la altul. Nu, nicio problemă, nu trebuie, dacă de acolo, vă dau. Dar cu o singură condiție, te treci în registru. Normul să treacă. Nici eu n-am să le dau acte. Bine. Păi de bine că l-am făcut de minune, de probabil, sper să treacă asta acolo. Le-a spus că fac plângere penală, da. A putut serviciu. Serviciu. Că-l lasă pe țară, eu, că te fac de micul de teac la mea. A, și să fi văzut pe ăla de lângă el. Țin, aveți cuvântul meu de la... Lasă, domnule, lasă să-l aranjeze o parte de mine. Să cauți domnul polițian ce vorbește lângă matare. Mamei, să cum îl lasă vorbească așa ceva? Că cuvântul meu de la mea. Și a terminat că am te dea pe cum de poți să-i era să-i trag, domnul, domnul. Hai, domnule, dă niște bani și iată, cu zile și bani. Domnule, să te amintești. Deci, bă, dă-i mă, că deja mi-e plin caietul ăla, mă, frate, mă, prima pagină, nu m-a dat ăsta, că eu nu știu ce. Distrugător, la ce? Bă, la unii nu știu câte controle, la mine spune, la 6-a 8-a, la 9-a 11-a banul ăsta. Măi, știe, aveți 50 de ameni. Da, așa pe scurt. În valoare 1650 de amenzi, din în valoare de 260.237. Să faceți de ce trebuie la ceplază, 1600. Nu știu că e dat OUV numărul 7. Da, stă la acolo. Eu recent de data trecută, că vreau să-i spun la Radu când mă întâlnești. Ori dat amenzi o grămadă, dar la depășire de viteză ori dat două amenzi. Mie și tot pe unul. Opriți cu 60 de kilometri la oră, când i-a arătat la unul terenul ăsta de scură de tenis și n-am mai fost atent la kilometri ăsta. Și ăsta de-o m-a oprit, dar nici măcar cu mașină făcea cumva. M-a oprit eu cu oricine. Mai este raport de specializare. Eu n-am oprit, că și după mine au fost niște de Dințar Petru, șef de serviciu public din Căsătoria Comunală, supus la aprobare Consiliului Local, cere administrația primăria orașului Zlavna, cu numărul 9541 din 8-9-2011, anumitului grecean Mircea, cu domiciliul în comuna Idiu, sat Șar, numărul 462, județul Alba,
prin care solicită concesionarea unei suprafețe de teren de aproximativ 18 metri pătrați în vederea construirii unui magazin alimentar în satul Vâltori, în vecinătatea Bisericii Ortodoxe, teren unde la ora actuală este amplasată în jos proprietatea solicitantului. Caracteristicile cadastrale, CF71206. Dar nici o școală, nu-i a lui? Da, e a lui, dar nu are teren. E pus așa, e pus în aer. O răsărit acolo. De câți ani au fost? Categoria de folosințe, pășune, aflat în proprietatea comunei politice zlavnă, cote de 1 pe 1 părți, conform încheierii... Comunei politice? De către secțioara numărul 1280, din 17-11-1943. Dacă aveți ceva... Sunteți de acord? Lângă poarta de sus, unde intră ăsta, dar știu cum îi cheamă la casă la el. Bine, deci, intrarea cum a vis de principiu, după aia trebuie spus CF, parcela, spus la licitație, evaluare, licitație și... Sunteți de acord? Mai ducă prin urmă. Începând cu luna care vine, o să depun demisia din funcția de consilier. De ce una? E urât de nori. Nu m-am urât. Bine, mi-am depus un act la registratura, la secretariat. Urmează ca să-și urmeze calea. Până atunci o să vin când următorul care va fi pe listă sau care desemnează partidul să vină să-mi ia locul, urmez. Vin înapoi la ședință. Primarul de rămâne la Dacă partidul... Adică pe tine de afară, tu... Urmează atunci în ultima ședință când o să vin, să vă mulțumesc, să mi-au rămas bun, să... Mă scut, dar am ieșit cu ceva. Cere partidul. Cere partidul că să vie, să câștigi de experiență primarul de la Valea Dosului, da? Dacă să nu vie cumva luna decembrie, să dai și tu demisia, să mai pui pe altul în loc să mai pui așa. Ăla voi probabil așa e. Buta! Nici o problemă. Depune dacă cere. Așa, voi cere. Am depus la registratură. În partide trebuie să existe emisia de onoare și urmează ca să-și urmeze crede și... Eu îl felicit pe domnul Colda, pentru că om mai devotat partidului Cadensul, cred că mai rar. Cred că a luat decizia cunoștință de cauză. Eu vreau să spun că e... Nu ești demis de cauza la psihiatru. Domnul, să dau un exemplu. La un moment dat aveam pe Găldean, fotbalist la Minaur, că a ajuns de jucat până la Rapid. Și era în armată la Abrut. Și am aranjat, eu de mă duceam, mă duceam la antrenament, eram în divizia B. Și zice, domnul primar, nu mă puteți ajuta să mă înscriu la liceu, să fac liceu. Hai că vorbim cu doamna directoare și știu, el era un băiat foarte cu minte, așa. Știu, păcădeam, știu. Nu, pocăit, te rog. Bine, după aceea, la vreo două luni, zice, domnul primar, vreau să mai rog ceva. Ce mă vedeam? Mă da, zice. Păi ce, n-ar putea să mă ajutați cumva să mă scriu să fac și eu vreo un an de facultate, să am și eu o facultate. Probabil că și aici așa încearcă să-ți tăie vă câteva lumbă aici ca să poată fi primar.
Să învețe primăria din astea trei rând. Asta mai e. Aveți ceva Domnul Corsar, adică eu am rugat deja pe cineva să facem un album și să schimbăm tot ăsta, site-ul, că deja e depășit total. M-am gândit la ceva un pic mai complex, acum nu știu care resurse îți vreau să știți, dar ceva ești complex, inclusiv publicitate pe canale de televiziune. Să vedem unde, deci o firmă care să ne evalueze cât ne-ar costa pe noi ca primărie, ca oraș. Nu putem face o chestie de la Bruxelles, domnul primar. Nu, că nu e acolo, la noi pe televizor. Dacă nu faci, e publicitate, e mai greu de prins. Ideea e că lumea, dacă mă aveți la un moment dat să ne arunce, să ne arate cum trebuie să le spune că am făcut tot ce am putut, tot ce-o ținut de noi, ca să fim liniștiți. Măi, foarte bine, dar uitați-vă, mă uit, m-am uitat așa, uitați deja între Vinți și Alba, au început o grămadă de șantiere, lucră acolo, fac filme. Între, nu mai vorbesc între Alba și Deu și Plin, între Alba și Sele și este. Foarte bine să facem, dar eu sunt foarte sceptic ce este, pentru că la noi nu vin investitori pe drumul ăsta până aici, departe de șoseaua națională, departe de Victoria Autostradă. Este foarte bine și domnul primar, eu v-am mai spus și susțin, noi trebuie să ne zbatem, singura șansă pentru zona noastră aici este revigorarea industriei miere și în special industria oliferă, ca că și președintele țării și toți. S-a dus el B.U. la Roșia Montană. Să duci și el băul la Roșia Montană și trebuie să... Nu, nu, zici că două te-i drept, știi, faci o afirmă, oricum e președinte... Dar față de afirmație lui, pentru mine nu mai e președinte de când s-a dus acolo. Ce treabă a avut el să se ducă? Cum să nu? Ca să ce? Să merg la... Să crească în cota de aur al lui aia la bursă. Nu, nu, să lăsa asta, credeți că eu dau Roșia Montană la... Nu, realitatea este că nu avem altă șansă, de fapt, nu știu de aur, cât știu eu de voi de învățământ și de contabilitate. Nu, discutați de învățământ. Da, n-are roșă. Problema este în felul următor. Noi nu avem altă șansă decât redeschiderea industriei. Degeaba vorbește el, că el e să facem turismul, cu turismul și cu ciuperci de pădure, de cu fructe de pădure și cu ciuperci mult. Nu avem altă șansă decât redeschiderea industriei miniere. Este singura șansă a noastră. Pentru că păduri nu avem, că lemnul s-o poate să facem fabrici de mobilă și nu știu ce. Eu așa o văd. Domnul primar, vreau să... Domnul primar, o întrebare foarte scurtă. Instalatorul am văzut că s-a oprit de moment. Mai continuă? Nu a mai venit. Nu s-a oprit. Lucră în altă parte, cu probabil nu i-am mai văzut. Probabil că... lucrează acum la izolație de conductă la supra-traversării. Nu a mai fost. El era acolo, la supra-traversării, izolat. Pe Valea Mică? Da. Deci, totul nu nimeni mai sunt, că el are o singură să nu te vedea de un apă. Singura problemă a fost ăla unde a venit familia cu tapetul ăla. Mai continuă cu magistrat. Stă peste tot. Singura problemă acolo e că regulatoarele de presiune, ca o zonă unde trebuie să facă regulatoarele pe urmare. De că e mai prea mare presiune. Da, dar am stabilit o șaia, s-o rezolvă. Nu, tot e în grafic. Plătiți, zis? Nu au nicio... La diversi? Domnul doctor. În centru aici, în spatele blocului 8, e centrala aia termică. E o miniere acolo de mediu scris, domnule. Aia scodem la ape să facă sede. E dată. Să scoată mizeria aia de acolo. Eu îl scos atunci când am mai fost odată aici, știu că am văzut o două bascule dus acolo. Aia s-o mai dus și a început să mai taie câte o dărat de țavă, nu știu ce, și o întâlnește ea vata sau nu știu.
Dar e mizerie clor. Eu nu m-am uitat, am umblat acolo, nu m-am uitat pe ea, că m-am dus la străzele alea să lucrez. Ăsta de la Igor, nu se poate... Ce dracu' să facem noi curat după tot? Ce facem noi muncă voluntară? Vreau să-l felicit pentru primul coș, am văzut că s-au lichidat, pe când al doilea. E o treabă bună pentru ăla. Au vândut, i-au vândut, deja au cumpărat Florin cu Ilie și partea. Am avut un fierul, fierul. Deci ce-a fost metalurgia, clădiri, tă, ce-au... Rămas. Acum, coșul ăla de fapt îmi deranjează pe mine. Dar era ce cu ăla de lichidator? De la, bă, ăla de la Pitești, care au avut... De la Arad, de la Pitești. De la Pitești. De la Pitești. De la Pitești. Cipriana, da, cu Pitești. Am avut cu ăla niște meciuri și pe... Și coșul ce s-o are de la demontare? Ce? Problema lor, chiar aia lor. Mai aveți că mai trebuie de trebuie. Pentru ce caz? Ei care au luat terenul de acolo. Nu mă ietați. Și așa vezi în teren la care scoate încă metal de mare treabă. După cum e modificată legea, vreau să fac rost sponsorizare de 300 de milioane pentru pomul de iarnă, dacă sunteți de acord. Costă mai mult de 300, dar restul plătesc de la noi, dar 300 trebuie să fac de sponsorizare și că trebuie să ne mișcăm. Adică vreau să fac pe 1 decembrie să îi dăm bun. Să pornească. Și poate vine până atunci și candidatul. Învață și eu cum să fac asta. Păi da. S-a făcut bun. S-a făcut bun. Eu te duc pe grață, dar domnul. Băi, eu te duc pe grață, dar doctorul este de consultă. Nu, nu cazul mă, să-l țineți ocupat. Nu o să-l țineți ocupat în tot cazul. Trebuie să-l țineți ocupat. Noi să-l țineți, dar trebuie să-l țineți ocupat. Mai aveți vreuna din alții. Orice sponsorizare trebuie să fie prin Consiliu. Italianul care ține calul acolo în punctul termic și tot rahatul acolo. Nu merge. Da, nu, dar el unde era? Loca stradon. Și nu mai poate era. Dar nu este tot. Sper să nu mai este acolo. Sper să nu mai este acolo. Păi are de ce cruța și tot îți lua scoate la soare. Aci, cal? Acolo. Da. Nu s-a mort, dar nu mă cred. Nu mai să vedem la străini. Eu nu l-am văzut până acum, pe cum în general e la urmă. Ține de curat până în fut în sus. Îți faci acum o curat sus. Dar e curat, ține curat. Eu nu l-am văzut.